Slăviți să fie Domnul! Săptămâna aceasta Dumnezeu vrea să ne vorbească despre înțelepciunea spirituală, despre discernământul spiritual, de a ști să ne purtăm în lumea duhurilor. Am cântat cântarea aceasta și spuneam cu Iisus, în lumea asta voi merge eu mereu. Dar când spunem lume, cuvântul acesta lume în Biblie, așa cum îl vedem noi în limba greacă, cosmos, poate însemna multe lucruri. Lumea poate fi universul stelelor, creația lui Dumnezeu materială, fizică, pe care o vedem și nu o vedem, care este așa de mare. Însă lumea poate fi constituită și din oamenii din jurul nostru. Dar mai este lumea pe care Domnul Iisus o identifică fiind lumea păcatului, lumea spirituală, lumea duhurilor. Și trebuie să avem înțelepciunea știind că în lumea asta, când spunem în lumea asta, noi trăim printre oameni, noi trăim pe pământul acesta, dacă vreți, în creația lui Dumnezeu, în natura creată de Dumnezeu, în lucrurile care le percepem, pe care le vedem, dar totodată mai trăim într-o altă realitate sau, dacă vreți, într-o altă dimensiune a existenței noastre și anume lumea spirituală. Pentru că fiecare dintre noi are un duh, dar fiecare dintre noi la rândul lui interacționează cu duhurile care sunt nevăzute, nepercepute de noi și prin care diavolul ispitește. Diavolul nu vine cu coarne și copite la tine și cu furca în mână. El vine la un nivel spiritual, nu-l vezi. Duhurile celui rău vin și în adunare, că ele nu fug nici de cruce, nici de rugăciune, nici de cântare. Pentru că Dumnezeu a îngăduit la nivelul nostru, al existenței noastre, să fim ispitiți, până și Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile. Așa că noi nu putem merge undeva, nu putem trăi undeva unde putem spune diavolul n-are acces, duhurile rele nu au acces și noi nu suntem ispitiți aici, suntem undeva în siguranță, suntem imuni la ispită. Și diavolul reușește să se strecoare, pentru că marea problemă este reușim noi să discernem, pentru că nu numai duhurile rele există. Sunt și duhurile sau îngerii lui Dumnezeu care vin de la Dumnezeu și care transmit mesajele lui Dumnezeu. Problema cea mai mare este discernământul, adică să știi să deosebești care duh vine de la Dumnezeu și care nu vine de la Dumnezeu. Cum poți ști? Pentru că Biblia spune că diavolul, satana, se preface într-un înger de lumină. Duhurile rele nu vor veni să îngrozească oamenii și tu să spui, ăsta-i duh de la cel rău. Se spune că Luther, după ce a terminat de tradus Biblia și a început să predice Biblia adevărată, credința, Scriptura, așa cum era ea, se spune că la un moment dat a avut o viziune, a avut un război spiritual cu diavolul și l-a văzut pe diavol luând Biblia. Și Luther l-a întrebat, dar ce faci? Mă duc să predic Biblia. De cum să predici Biblia? Schimb traiectoria. Schimb direcția. Și diavolul predică Biblia. Diavolul are mesager și cel mai credibil este dacă predică Biblia. Dar așa cum se spunea, 99% Biblia și 1% dacă introduce un venin. Că niciodată n-ai să pui într-o capcană, dacă vrei să prinzi un șoarec, n-ai să pui 100% o travă. Vei pune ceva o travă și vei pune ceva ce îi place lui. Și diavolul când vine și duhurile rele când vin, ele nu vin cu un mesaj de groază, prin care să le recunoști imediat, e de la cel rău. Ci întotdeauna duhurile vin cu ceva din Scriptură, ca să fie credibile. Însă în această seară aș vrea pe scurt să vedem ceva legat de verificare. Pentru că, e adevărat,
Atunci când Ioan scrie epistola asta, el în primul rând vrea să spună aici despre ereziile care circulau în vremea aceea. Și de-a lungul istoriei, biserica primară și biserica din primele secole abia își organiza, dacă vreți, mărturisirea de credință, ce credem, au început să-și pună întrebări și fiecare își dădea cu părerea, fie părerile erau împărțite. Și una din marile probleme ale dogmaticii creștine era existența lui Iisus Hristos, natura lui Iisus. Cum era Iisus? A fost uman, a fost divin, a avut o natură umană. Când a avut natura divină? Când a dezbrăcat-o pe cea umană? Cum este acum? Și multe misterii, multe întrebări, multe taine au rămas în inima lor. Și atunci acești gnostici despre care ni se spunea, aceștia afirmau că Iisus Hristos nu a venit în trup, nu a suferit în trup, El a venit și doar a fost așa o arătare, ca și cum ai avea un vis, ca și cum ai avea o viziune, dar nu o realitate palpabilă. Nu a avut un trup material, așa cum l-au oamenii. Și de aceea el n-a suferit și de aici practic nu a murit și practic nu a înviat și practic era totul o iluzie. Și Ioan vine acum și spune, acum, vis-a-vis de lucrul acesta, trebuie să știți că au ieșit mulți învățători, proroci mincinoși și noi trebuie să pornim de la acest adevăr al Scripturii, că Iisus Hristos a venit în trup, adică El s-a născut prin Fecioara Maria. El a murit, El a pătimit în trup, El a avut un trup ca și noi, a fost om 100%, El a plâns, Lui a fost foame, Lui a fost sete, Lui a fost frig, El a știut ce-i frica, El a știut ce înseamnă multe lucruri, gustul trădării, al dezamăgirii. Și îl vedem în multe ipostaze arătat ca fiind om 100%. Dar greu poate de explicat din punct de vedere teologic, însă Iisus Hristos a fost și Dumnezeu 100%. Și este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dar învățând din lecția asta, dacă vreți, putem în seara aceasta și noi să verificăm. Pentru că suntem chemați și noi la verificare. Însă doar câteva învățături practice. N-aș vrea să vă apucați să descoperiți apa caldă. Se spune că când cineva face o descoperire inutilă, că a descoperit apa caldă. Adică ai auzit și tu cuvântul ăsta și de acum te apuci să-i verifici pe toți. Te apuci, ai luat detectorul, că tu ai înțeles asta și acum vii la fiecare și ia să-l vedem, e de la Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu. Nu te apuci și nu te ocupi de acum cu verificarea, că nu te-a chemat Dumnezeu să faci de acum, vine fratele sau sora cu verificare de la inspecția tehnică, să vedem, e de la Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu. Și am văzut de multe ori oameni care s-au apucat cu verificările de genul acesta. Nu trebuie să fii obsedat de verificare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să înghiți orice. Pentru că Ioan nu vine și spune acum, lăsați deoparte orice lucru și vedeți fiecare predicator, fiecare învățător, fiecare proroc, fiecare om ce spune și dați-i la urmă, puneți eticheta, e de la Dumnezeu sau nu de la Dumnezeu. Nu cu asta trebuie să te ocupi. Dar asta nu înseamnă că primești totul, asta nu înseamnă că asimilezi totul, ci trebuie să fie o protecție. Trebuie să fie un filtru, dacă vreți, și putem vorbi și în seara aceasta despre trei filtre ale verificării. În primul rând, trebuie să verifici mesajul. Este foarte important mesajul, să verifici mesajul unei descoperiri, unei lucrări, unei predici, unei învățături. Verifică mesajul. Vezi în primul rând dacă acel mesaj este biblic. Adică dacă corespunde cu învățătura sănătoasă, cu învățătura biblică și nu cu părerile oamenilor sau cu tradiții sau cu orice altceva, dacă se integrează perfect în Biblie. Apoi Ioan mai spune ceva aici, orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu. Vezi dacă acel mesaj îl are în centru pe Iisus Hristos. Că dacă eu vin și spun, am fost într-o familie și m-am rugat și Domnul a vindecat și eu am fost și eu am spus și mie Domnul mi-a arătat și eu și eu și eu și eu, deja e o problemă acolo. Că Petru și Ioan, când au fost întrebați cine, cum și de ce a făcut, au stat în fața lor și au spus, oameni buni,
La fel au făcut și cu slăbănogul care era în față. Uită-te la noi! De ce? Noi nu avem nimic. Noi nu avem nimic în mâinile noastre, nu avem noi ceva, este altcineva. Noi îl avem pe Iisus Hristos și El vindecă. Și de aceea, în numele lui Iisus, scoală-te și fii sănătos. Când se duce în fața Sinedriului, ei spun același, nu vă uitați la noi ca și cum noi, prin cucernicia noastră, ca și cum noi, prin ceva, nu noi. Să știți bine, să știe tot Israelul, că acest om este deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos l-a vindecat, pentru că Iisus Hristos este viu. Voi l-ați omorât, dar El este viu. Verifică mesajul. Vezi dacă mesajul îl are în centru pe Iisus Hristos. Orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu. Și vrea omul să iasă el în evidență și a găsit că se mai laudă cu ceva, ambiția lui, orgoliul lui, demnitatea lui, ce știu ce vrea el. Un mesaj adevărat, un mesaj creștin, de asta trebuie să fie un mesaj creștin, îl are în centru pe Iisus Hristos. Pavel asta spunea, eu nu vreau să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe răstignit. Eu nu vreau altceva, nu-i Pavel, nu-i Petru, nu-i Apollo, pe nimeni altcineva, nimeni n-a murit pentru voi, voi n-ați fost botezați în numele lui Pavel, în numele nu știu cui, nu, toți suntem zero. Doar Iisus Hristos este totul. Și un mesaj adevărat, un mesaj real, un mesaj de la Dumnezeu, trebuie să fie un mesaj biblic care îl are în centru pe Iisus Hristos. Apoi mesajul trebuie să fie un mesaj de zidire. Ce înseamnă dezidire? Întotdeauna Dumnezeu îți mai dă o șansă. Întotdeauna Dumnezeu îți mai dă o posibilitate. Cât trăiești? Noi nu predicăm pocăința de după moarte, nu predicăm altceva, dar câtă vreme un om mai trăiește. Noi, și citeam în 2 Corinteni, capitolul care l-am citit duminica trecută, era ca și cum Dumnezeu ar vorbi, ar îndemna prin noi, vă rugăm, vă îndemnăm, pocăiți-vă. Noi suntem dar trimiși, împuterniciți al lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Și la ce ne îndeamnă Dumnezeu acum? La pocăință, la fapte bune. La asta ne îndeamnă Dumnezeu, îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și întotdeauna mesajul adevărat are în centru pe Iisus Hristos, este un mesaj biblic care are ca scop zidirea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Verificați mesajul. Dar al doilea filtru care trebuie să-l avem, și nu trebuie să-l uităm nici acesta, verificați mesagerul. E ușor să spun, da, fraților, mesajul. Dar apostolul Pavel îi spune lui Timotei, îi spune și lui Tit, păzește-te, păstrează-te curat, pentru că dacă cineva se sfințește și el ia imaginea aceea a vasului. E adevărat, eu trebuie să verific apa dacă e curată, dacă e pură, dacă nu are o travă. Dar mă uit și la vas, că nimeni nu bea apă dintr-un pahar murdar. Și Pavel îi spune lui Timotei, dacă cineva se curățește, dacă cineva se sfințește, va fi un vas destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Verifică mesagerul. Să vezi mesagerul dacă este de la Dumnezeu, dacă e trimis de Dumnezeu, verifică mesagerul dacă e recunoscut de biserică, dacă biserica recunoaște lucrarea lui, slujirea lui, chemarea lui, trimiterea lui și verifică integritatea lui. Dacă el trăiește, pentru că mesagerul, dacă vreți, dă valoare mesajului. Pentru că dacă vine un om care minte întotdeauna, care minte de îngheața apelui, un om care glumește mereu și face glume, când îți aduce un mesaj de la Dumnezeu, mesajul poate fi bun, poate fi de la Dumnezeu, dar cine îl crede? Dacă Lot a glumit toată viața lui cu ginerii lui și într-o zi a spus, Sodoma arde, Dumnezeu ne spune să ieșim de aici, ce au crezut ginerii lui Lot? Că glumește. Ăsta iar răspune poante de ale lui. Pentru că așa e obișnuit. Și mesajul n-a fost recepționat, mesajul n-a fost crezut din cauza mesagerului. Și de aceea când verifici, trebuie să verifici și mesagerul. Este filtrul mesagerului, dacă mesagerul este de la Dumnezeu, dacă e trimis, recunoscut și este un om integru. Dar apoi,
al treilea filtru, dacă vreți, al verificării trebuie să fie și verificarea Duhului. Pentru că în spatele mesajului și în spatele mesagerului stă ceva pe care noi îl numim Duhul. Ce Duh stă acolo? Pentru că și diavolul vine cu Scriptura. Observați, când l-a ispitit pe Iisus Hristos, nu i-a spus: acum trageți tu o țigară, ia și tu aici un gât de vodka. Observați că a venit cu Scriptura și a spus: fă și tu ceva, aruncă-te, du-te pe streașina templului. El nu te duce în alt, nu a spus: hai în birt să facem ceva, hai la bar, hai la templu. Undeva pe streașina templului te arunci jos și îngerii Domnului vor veni și toți vor crede că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și observați că a venit cu Scriptura, a venit cu dorința de a demonstra că este Fiul lui Dumnezeu, și diavolul întotdeauna vine cu din astea, dar trebuie să știi ce Duh stă în spatele acelui mesaj. Dar aici este mai greu. Ar fi simplu să avem detectorul de duhuri. Pentru unii e simplu să ai detectorul de duhuri, e de la Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu. Există un dar. Un dar în Sfintele Scripturi, un dar pe care îl găsim în 1 Corinteni, și anume darul deosebirea duhurilor. Discernământ spiritual. E foarte greu, însă n-aș vrea ca cineva să trăiască cu iluzia, să trăiască cu mândria asta că îl are, că știe, să nu creadă că faptul că se deghizează în polițist, faptul că a citit multe cărți din astea de culoare galbenă, știe totul. E foarte ușor unii să creadă că au darul deosebirii Duhului. Dumnezeu poate descoperi un lucru sau altul, dar darul acesta, eu asta o spun ca și regulă, în momentul în care cineva are darul ăsta, în mod sigur nu vine și nu se laudă cu darul ăsta. Nu o să vină cu... E ca un ofițer sub acoperire cine are darul acesta, dacă vreți. Adică nu e unul care scoate imediat insigna de polițist și spune: vezi că eu sunt cu darul deosebirii Duhului, ai grijă de mine, ai grijă cu mine, cum vorbesc, eu știu cu ce Duh vorbești. Nu se lucrează așa. Și darul acesta este un dar deosebit, noi putem să ne rugăm, trebuie să ne rugăm, Dumnezeu poate să descopere și Dumnezeu nu face nimic ca să nu descopere robilor săi proroci. Dar trebuie să știm aceste adevăruri, că trăim într-o lume spirituală și trebuie să știm să vorbim, trebuie să știm să ne purtăm, trebuie să știm să ne luptăm. Sunt duhuri pe care nu le putem birui decât prin post și rugăciune, și fiecare are, dacă aveți un anumit nivel, și aș vrea să închei doar cu remarca asta, gândul acesta, în războiul acesta spiritual există, dacă vreți, ca în armată, există anumite grade. Există în războiul acesta spiritual lui Daniel, i s-a spus: Daniele, când ai început tu să te rogi, deja a ieșit cuvântul de la Dumnezeu, dar mesagerul care trebuia să vină a avut de luptat cu alte duhuri. Și au durat 21 de zile în lupta aceasta. Și spunea el: și nașii și biruitor, dacă n-ar fi cu de partea noastră și n-ar lupta împreună cu noi marele vostru voievod Mihail. Și el spunea, când a ieșit cuvântul de la Dumnezeu, era căpetenia mezilor, căpetenia perșilor, s-au luptat cu mine ca să nu-ți aduc acest mesaj. Și în războiul acesta spiritual există, dacă vreți, gradul acesta. Și noi nu ne putem juca doar așa cu cuvinte, că în lumea spirituală nu ajunge să spui o formulă. Cum nu poți spune o formulă: Iisus a venit în trup, și spui toate năzbâtiile tale, dar ai pus eticheta, parafa, gata, asta e ștampila, Iisus a venit în trup și de aici încolo tu poți să spui ce vrei. Nu asta vrea să spună Ioan. Cum nu poți să spui în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc, ieși afară din omul acesta. Nu se intimidează diavolul de formule. Ci el a spus: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, adică îi recunosc autoritatea de la Dumnezeu. Dar voi cine sunteți? Ce credeți, că merge așa cu o formulă, că spui Iisus aici, Iisus? Nu merge așa.
că în lumea spirituală trebuie să ai autoritatea dată de Dumnezeu. Pavel spunea, noi vorbim de la Dumnezeu, avem de la Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu te-a înzestrat, unii se joacă cu lucrarea spirituală, se joacă de-a biserica. Oameni care cred că e simplu, e ușor, mă duc, deschid și o biserică, ce-i greu să zic și eu trei cuvinte, să citesc un psalm și nu știu că intră într-o lume a duhurilor în care dacă n-ai autoritatea lui Dumnezeu, ajungi ca și Sceva, ca și fiii lui Sceva, să fii bătut și schingit. Și asta, de asta vedem oameni dezamăgiți din punct de vedere spiritual, care după ce au slujit sau au vrut să slujească, în loc să ajungă în rai și în loc să-i ducă pe alții, ajung și ei și duc și pe alții în rătăcire. Pentru că n-au autoritatea dată de Dumnezeu. Și de ce e foarte important să căutăm autoritatea dată de Dumnezeu în tot ce facem. Că un lucru care îl sublinia aici Apostolul Ioan, dar voi i-ați biruit. Pentru că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți dar să ne ridicăm înaintea Domnului, să cerem de la Dumnezeu lumină, să cerem de la Dumnezeu călăuzire spirituală, discernământ, să știm că lucrurile acestea sunt reale, sunt adevărate, dar sunt mult mai greu de înțeles, pentru că omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului și este mai greu de înțeles pentru el. Ne rugăm Domnului să ne dea o minte sănătoasă, înțelepciunea care vine de sus, să înțelegem voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Amin.